Marcel Duchamp spunea că un tablou care nu șochează nu merită a fi pictat. Am luat aceste vorbe în serios, așa că îți prezint o listă cu picturile care sunt considerate a fi blestemate. Se spune că acest tablou ar fi pictat cu sângele unui artist necunoscut care s-a sinucis imediat după ce l-a terminat. Proprietarul acestuia, Sean Robinson, l-a moștenit de la bunica lui. A fost depozitat în pivnița casei, dar din cauza unei inundații a fost nevoit să-i schimbe locul, așa că l-a agățat într-o cameră din casa lui. După ce tabloul a fost mutat, familia a început să audă suspine și zgrieturi noaptea, venind din interiorul pereților casei. Soția lui Robinson s-ar fi așezat în pat într-o noapte, crezând că alături se afla soțul ei, dar s-a dovedit a fi un necunoscut. Când aceasta a sărit din pat ca să sune la poliție, străinul a dispărut. Găzduit la Royal Holloway, Universitatea din Londra, există zvonul că în anii 1970 un student s-a sinucis după ce ar fi văzut acest tablou. Biletul lui de adio a fost scris pe o foaie de examen incompletă și pe care era scris: urșii polari m-au împins să fac asta. Din această cauză, începând cu 1984, Universitatea a acoperit tabloul ca să nu mai fie văzut de nimeni. O replică a tabloului numită Gheața dispărută, peisaje alpine și polare în artă, este prezentat la Muzeul Glenbow din Calgary, Canada. Zvonuri similare au început să înconjoare și replica. Cei care au deținut această pictură au spus că păpușa și copilul mic schimbau ocazional pozițiile și posturile în cadrul tabloului sau chiar au fost găsiți în afara picturii, pe peretele pe care au fost agățat. Bill Stoneham pretinde că directorul galeriei în care tabloul a fost expus prima dată, cât și criticul de artă care a revizuit pictura, au murit la numai un an după ce au văzut tabloul. Potrivit descrierii vânzării de pe eBay, de la o familie care încerca să scape de tablou, proprietarul spunea că, în speranța de a distruge temerile fiicei sale, a montat o cameră video în camera fetei pentru a-i demonstra că nu are de ce să-i fie frică. În schimb, pe cameră au văzut cum băiatul se tăra din tablou. Acest tablou a fost deținut de Ron și May Hall din Anglia. În 1985, casa lor a ars din temelie. Singurul obiect care a supraviețuit focului a fost acest tablou, care a și fost învinuit pentru acel incendiu. Există de asemenea și alte copii ale acestui tablou cu povești similare. Oamenii au agățat copiile în casele lor, care întâmplător sau nu au ars. Copiile au fost singurele care au supraviețuit. Artista Laura P. a pictat acest tablou în acoarele după o fotografie făcută în Tombstone, Arizona, făcută de celebrul fotograf James Kidd. Dacă ne uităm atent în partea dreaptă a căruței, apare o silueta unui bărbat fără cap. Laura jura că nu a pictat-o intenționat, iar figura nu exista în fotografia originală. După ce a pus pictura în casa sa, au început să se petreacă evenimente ciudate, acte care dispăreau, programări scrise cărora li se modificau orele, un ceas vechi care stătea pe perete de 40 de ani, a căzut și s-a spart, și diferite obiecte erau aruncate misterios spre ea. A fost găsită și o stea de mare, bătută în cuie, în garaj, ca o decorațiune. Tablouri, scrisori de dragoste, se află în hotelul Driscoll din Austin, Texas. Povestea spune că acest tablou a cauzat ca fata de 4 ani a unui senator american să cadă pe scări și să moară. Fetița ar fi avut o asemănare izbitoare cu cea din tablou. Astăzi, oamenii spun că expresiile faciale ale fetiței din pictură se schimbă din când în când, la fel ca și poziția ei din tablou. Iar cei care zăbovesc cu ochii prea mult încep să amețească sau să se simtă rău. Mama moartă a fost pictată de Edward Moore, același artist care a pictat faimosul tablou Țipătul. Oamenii care au deținut acest tablou spun despre cuverturile din pictură că se zburlesc și se mișcă, iar copilul dispare uneori din tablou.